Stimați pacienți, ați întrebat de ne multe ori ce avem pentru hemoroizi interi, hemoroizi externi, pentru persoane care sângerează, pentru persoane care au un colon irritat, care au polip la colon, care au fisuri la colon, care, are, care are chisturi la colon. Pentru persoane cu hemoroizi interni, vă recomandăm ceaiul hemoroplan care face bine, cu tintura de obișnă. Iar dacă persoana respectivă, care are hemoroizi interni și sângerează, dacă pune alifia asta cu arnică și cu mărul cu gălbeniere, din prima din prima ungere cu alifia asta, introduce un pic acolo la capul rectului, dacă poate să-și cumpere câteva, 4, 5, 6, 10 supozitoare, supozitorul are rolul de a conduce alifia unde este fisura făcută. Deci supozitorul, mulți mă întreabă, supozitorul vinde că afecțiunea nu expozitorul are rol de a conduce alifia unde trebuie să ajungă ea acolo, unde trebuie să dat vasul respectiv. Deci, în cazul ăsta avem alifii de măr cu gălbeniere, avem alifii de arnică cu mărul cu gălbeniere, avem alifii de mărul avem, avem toată gama de alifii, avem multe alifii care, care pot să vă ajute, dar astea trei, pe astea trei bazăm cel mai mult. După care, cum am spus, tintura de obligeană pusă în ceaiul, hemoroizii intern, face minuni. Iar, pentru ceaiul, pentru fisuri și pentru hemoroizi externe și dacă sângerează, avem ceaiul hemoroplan extern, în care se face băi, care e acolo altă combinație, se face băi. Cum am vorbit, persoane care suferă și de hemoroizi interni și de hemoroizi externi, care au cu fisuri, care au cu crăpături, care au cu sângerări, care și, într-un cuvânt, să înțeleagă fiecare persoană, și Tanti Mărie de la Maramore și Nia Gheorghe, persoane care au ieșit afară, hemoroizi și sângerează, Face băi în ceaiul ta hemoroplant extern, băi se ia la culcare, că ziua nu poate, că ziua merge la lucru, la treabă, de făcut treabă. Dacă are fixiuni cronice și stă în bătături, cum zice Volteanu, poate să facă și ziua să facă băi. Dar ce mai bine se ia la culcare, după care să unge colifia de mărul lupului și introduce interior un supozitor îmbibat în alifie. Cum a spus, el are rolul de a conduce alifia acolo unde trebuie, unde e fisură, unde au probleme. Mulți spun, domnule, nu vreau să iau decât pentru hemoroid extern, nu vreau să iau și pentru intern, dar hemoroizi din interior să dă în afară. Deci, normal e bine lua pachetul complet, -așa, așa, așa, cum recomand la toți pacienții care mă sună și care ne întreabă. Domn ce să iau de intern sau de extern? Domnule, dacă ai bani, ia pachetul complet și pe, să, și pe care bucală trei când pe zi pentru intern și să faci baie și după aia tintura de obiceană, minuni face pus în ceaiul pentru hemoroizi interni. Minuni. consumați -o și o să vedeți fără, fără ciușcă, fără ardeiute, fără grăsim, fără prăjit. Trebuie și un pic de regim. Când mulți întreabă, doamne, dacă faci tratamentul ăsta naturist, mai e nevoie ca să ține și regim. Regimul ține la orice afecțiune, orice boală care avem, ține și un pic de regim, că dacă nu ține regim, atunci nu e bine. Atunci luptăm cu noi înșine. Și acum am spus-o și spunem, Persoane care au un colon foarte iritat, un colon cu, cu fisuri, care au cu probleme, chistul la colon, poliul la colon, Ceaiul de năpraznic face minuni în eliminarea lor. Ceaiul de năpraznic cu tintura de năpraznic pusă o lingură în cana cu ceai să, normal se bea trei căni pe zi, cel puțin trei căni, trei căni, un ceai dimineața la prânz și seara, dar pe timp de vară se poate lua și 5-6 căni și loc de apă se poate lua, cum zis de zis, de năpraznic. Și atunci, dacă persoana respectiv are probleme mari și cu colonul, nu vreau să ne lăudăm, dar am avut persoane în pragul operației care trebuia să opereze de colon, și cu ceaiul de la noi și cu tintura de năpradnic i-am vindecat. Nu, i -am, nu am întins boala, nu i-am ameliorat, cum zic azi, domnule, astea vindecă sau ameliorat. Am afecțiuni care vindecă, de hemoroizi să asta vindecă, hemoroizi externi vindecă, acolo nu vindecă. Acum, foarte, multe, foarte multe persoane ne spune și întreabă doar pentru afecțiuni cancerigene a colonului ar vindeca și noi spunem, Hristos vindecă cancerul, noi îl tratăm, Hristos și Sfântul Acatist al Sfântul hectare și al Sfântul panterimon, ăștia sunt vindicători de tumori și de cancere. Pentru toți pacienții care mă sună și care mă întreabă despre afecțiuni cancerigene, așa le spun. Citiți Acatistul lui Iisus Hristos al lui Sfântul Nectare și al Sfântul panterimon, ăștia sunt vindicători de tumori de cancere. Și în mare măsură, poate că 8% la cât de-am spus și m-au ascultat sfatul, M-au sunat fie după trei luni, fie după jumătate de an, s-a spus, domnul s ați avut dreptate, de înapoi scade. Al o doamnă din Suceava, soții au avut cancer în gât și nu putea doctorii opera că aveau cancer în gât foarte urât. Și cu tintura de spânz și cu ceaiul de răznic, s-au vindecat. Poate să mă sune oricine are, poate să mă sune oricine vede arunțul pe YouTube și dau telefon de la persoană, de la persoana respectivă din, din uh, deci am înțeles, cred că soțul ei, adică nu că cred că în mod sigur lucrează pe tir, nu e un șofer din ăsta trecător. Și am spus, citit în pauzele când vă odihniți, Acatistul Sfântul, Sfântul Nectare, Sfântul Pantelimon și al lui Iisus Hristos și ei ne aud și ne ascultă rugăciunile, nu ne lasă la o parte. Deci citiți cu mai brave și cu mare credință și o să vedeți că nu întârzie. Becare când spune lucruri frumoase despre Scriptură, alții îl cred, alții se miră, alții îl rând. Dar eu îl apreciez foarte mult. Îl apreciez foarte, 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 foarte mult. Acum, pentru persoane care vor să ne sune, să ne caută, aveți numărul de telefon pe ecran, aveți e-mailul nostru, sunați-ne, contactați -mi. pentru români, plecați în afara țării, oricând, la orice poate, poți să mă suni pentru români din țară, până la ora 4 e programul, 4, 4 jumate maximum după care oprim și vorbim la două zi. Coletele cu curiere vin la poarta voastră, nu mai trebuie să mergeți pe la poștă, să luăm COVID, să stăm de vorbă cu poștașii, să ne cu poștașii la poartă. Merge la... Stăm acasă și coletul vă vine acasă, 20 de lei taxele de curier la toți românii care mă întreabă care măsură când costă curierul.